În comuna Drăgănești a fost semnalat ieri un caz de rabie. O vulpe a intrat în curtea unei locuințe, contaminând alte trei animale. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au fost informați cu privire la cele întâmplate și au luat măsurile necesare pentru a evita răspândirea virusului. Prin urmare, toate animalele care au avut contact cu vulpea infestată au fost incinerate. În cursul zilei de ieri am avut un caz de rabie la Drăgănești, statul Bărăitaru. O vulpe a intrat într-o gospodărie, a intrat în contact cu câinele care era liber în curte, cu un cotețul de porcuri în care se afla un porc. El a eutanasiat și câinele, și porcul, și pisica și au fost trimise către unitate de incinerare în județul Prahova. În astfel de cazuri în care porcii sau alte animale comestibile sunt infestate, DSV despăgubește proprietarii în funcție de prețul pieței.